Ce faceți, mă, copii? Gata, e... Chiamă-ți toți copiii, haide să intrăm în parc, gata. Ia, hai, liber! Liber! E ok? Gata! Ce faceți cu... Ha? Așteptați de mult? Da? Bravo, copii! Ia uite ce e aici! Bravo, bravo, bravo! Să dați și copa acolo. Hai să vedem. Gata, bravo. Ia să vedem. Ia urcați-vă. Ia. Păi mi-a zis să vă fac de asta, v-am făcut. A? Stați aici, pac, pac. Vă vezi cafeaua, dați la bicicletă. Bravo. E, mai crești mai mare tu și. Dă-i înainte. Ușor, dă-i înainte, ușor. Dă-i. Dă-i. V-am deschis calea, da? Infrastructura. Ce e aici, mă? Deci, tata, ați adus PRB-urile, ați adus tot? Da? Deci aici e vegetație sălbatică, o infecție de nedescris sub geamurile oamenilor. Da, astea toate dispar. Ridicăm lumina, coronamentul. Astăzi, de aici, din capăt, toată parcare. Parcare, nu? Până în capăt de tot? Păi unem cu aia altă, domne, facem o parcare, domne, sănătoasă. Vă mulțumesc foarte mult să trăiți și așa să vă trăiască familia.
Dumneavoastră, noi suntem datori să vă facem dumneavoastră să le întrețineți. Da, domnul primar, să trăiți. Și orice ce problemă să ne scrieți, da? Da, da. Totuși, până la recepționarea lucrării, nu se poate, domnule, proprietarul ăsta să vină cineva de la Distrigaz să-i scoată... S-a discutat deja, s-a anunțat Distrigazul deja, o să vină cu o echipă aici. Nu s-a anunțat, domnule, Distrigazul. Doarme cineva până se termine lucrul ăsta. În două zile s-a terminat. Nu doarme. Te duce la Distrigaz și sunt astea. Păi ferească Dumnezeu. Acum nu vede unul, intră cu mașina... Nu am alocat aici niciun loc de parcare. Păi nu e alocat, dar închide și zona, securizați-o, că într-un fel sau altul. E adevărat, noi figurăm ca organizare de șantier. Vorbiți și cu ăștia de la Enel, ce sunt aici. Ia uite ce fac. Deja de două zile cu ei. Domnul viceprimar, domnilor viceprimar, sunteți ca și mine direct răspunzători înainte de executanți. Eu zic că ăsta, dacă vă puneți și dăm câteva telefoane, dacă proprietarul n-a înțeles și vorbim direct cu Distrigazul, până diseară se închide. N-are decât să-l taie, să-l ducă acolo și să facă ce vrea, să-l cheme. Dar nu ținem asta aici. V-aș ruga până diseară să fie rezolvată situația. Ocupați-vă personal. Telefon direct la directorul Distrigaz, de cine ține și în eventualitatea că nu are... aici trebuie luat ce e, contoarul lor, nu? Pentru că el era aici era extinderea pe domeniul public. Era abuziv, da? Și noi ne-am dus și am ok. Asta nu e problemă, că se rezolvă. Nu e lucrare recepționată, e în regulă, nu e. Da, ăsta e pericol. Nu știu dacă or mai fi gaze. Vine unul, nu vede, eu știu ce se întâmplă, dă cu spatele. Rămânem în pantalon scurs pe aici. Pentru reabilitare și le plouă la oameni în bloc și se ceartă că curge de la unul să infiltrează pe cine în pereț și curge de la unul alt să ceartă. Mâine dimineață la unul din cei doi viceprimari care or fi aici, amândoi sunt, la domnul Mircea Nicolaidiț, veniți și mai veniți și cu toți ceilalți ca să luați direct informația, să știți situația blocurilor de existente astăzi. Da, și să vă dăm și o viziune exact ce se va întâmpla cu el. Deci asta practic închide zona care am demolat-o și apare la stradă. Așa ceva. Am promis. Deci era diferența care trebuia inaugurată și... Asta s-a făcut-o în 3 ore, că eu dimineața am trecut și nu... 3 ore, 4 ore. Bravo, domnule. Bravo, domnule, nu. Bravo, domnule. Bravo, domnule, felicitări. Cetățene, Iosifescu, Marin, Cătălin, de bune voie și neselit de nimeni, ei în căsătorie pe cetățeana Stoican Irina Genia. Da. N-aud. Da. Așa, domne, hotărât. Cetățeană Stoican Irina Genia, ei în căsătorie de bună voie și neselit de nimeni pe cetățeanul Iosifescu, Marian, Cătălin. Da. Vezi, mai hotărât. Întâi pupă mireasa așa cu tot cu mască. Așa, tată, să fii sănătos. Și acum, chiar dacă s-a schimbat numele, cu siguranță tot ea va rămâne șefa. Poftiți certificatul.